în partea Domnului Isus, veniți la mine. Căutăm să înțelegem această chemare, și nu doar la nivel de uh, informație, că da, cineva tot mă cheamă, ci din punct de vedere spiritual, va trebui să înțelegem ceea ce vrea uh, Dumnezeu să ne spună, ceea ce vrea Dumnezeu să uh, ne pregătească pentru a înțelege, cum vrea Dumnezeu să ne pregătească pentru a înțelege acest mesaj. Am găsit în Sfânta Scriptură o istorioară, o întâmplare reală, pentru a înțelege noi, toți cei prezenți, cum, cum acționează Dumnezeu ca să ne determine pe noi să luăm o decizie, o hotărâre în viețile noastre. Vreau să citim în cartea lui Samuel. Samuel, un proroc, un profet al lui Dumnezeu, autorul acestei cărți, a lăsat scris pe paginile inspirate ale cărții sfinte o istorioară, am putea spune, poate nu chiar o poveste, dar o luăm în această zi ca o poveste. Pentru că avem și mai tineri, să luăm aceasta ca o poveste, dar este mai mult decât o poveste, este o întâmplare reală care s-a petrecut cu mulți ani în urmă. Să citim în a doua Samuel, capitolul 14. Capitolul 14, versetele 29 la 31. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împăratul. Dar Ioab n-a voit să vină la, ei, la el. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a vrut să vină. Absalom a zis atunci slujitorilor lui, Vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu. Are ors pe el. Duceți-vă și puneți-i foc și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat, s-a dus la Absalom acasă și i-a zis, pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? O luăm ca pe o poveste. Cunoaștem uh, relatarea din Scriptură. Absalom a fugit, deci după ce s-a întâmplat, da, Absalom, un fiu al lui David, a fugit din Ierusalim de frica mâniei lui David și tot prin Ioab, prin anumite împrejurări, a fost adus, a fost adus înapoi, dar. Deci i s-a dat permisiunea să vină înapoi la Ierusalim, dar nu i s-a permis să se înfățișeze înaintea Tatălui său dorind, deci Absalom dorea să aibă privilegiile unui fiu de împărat, adică, pe înțelesul nostru, al unui prinț, dar tatăl său nu-i dădea ocazia să se înfățișeze înaintea lui. Poziția de prinț îi oferea anumite favoruri, îi oferea cinste, niște privilegii. Dar fiindcă împăratul i-a pus această interdicție, l-a oprit, nu știa prin cine să ajungă, cine să, să mișlocească, cine să, să facă această legătură între Absalom și uh, regele David. Se gândește el, nu poate să fie nimeni altul decât Ioab. Ioab, un bărbat cu influență, un bărbat pe care David îl aprecia, Ioab vedea fața lui David. Așa că Absalom a făcut anumite planuri și îl cheamă să acționeze ca un mijlocitor, un intermediar. Și prima dată folosește cel mai, cel mai simplu. Îi trimite vorbă, vină la mine. Se duce uh, Ioab la prințul acesta Absalom la prima uh, cerere. Așa cum am citit, nu se duce. Mai încearcă o dată. Absalom vede că este refuzat și a doua oară, atunci se gândește la un plan uh, mai eficient, dar cu niște Costuri cu niște implicații. Ioab avea un lan de orz, copt, da? gata de coacere, și face Absalom un plan să trimit slujile sau robii mei și să dea foc la acel lan. Și cu siguranță Absalom are să vină. Pardon, Ioab are să vină. De ce ajunge la această, cum să o numim, reacție extremă? Dacă tu nu vrei să vii, eu te oblig să vii, adică îți impun, te constrâng să vii să stăm de vorbă. Absalom nu dorea nimic mai mult decât o întrevedere cu Ioab pe orice cale și cu orice preț, trebuie să mă întâlnesc cu el. Iată că în aceste condiții el nu mai ține cont dacă e bine sau nu e bine, dacă e bun sau nu e bun planul. El avea un scop și cu orice preț dorea să, și fără scrupule, lucrează, îi dă foc la lanul acela de, de ors și cu siguranță prezența lui Ioab era lângă el. Scopul a fost atins. Ce ne spune aici? Versetul 31. Pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Acum să trecem de la această, fără să dăm un răspuns, de la această relatare biblică, poveste pentru copii, să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe din această lecție. Dumnezeu nu de puține ori trimite după noi, după mine și după dumneavoastră. Și ne cheamă în modul cel mai gingaș, cel mai politicos, cel mai frumos, cel mai înțelept. Ne cheamă nu în favoarea Lui, adică în favoarea Lui Dumnezeu, ci în favoarea noastră. El vrea să se apropie, deci Dumnezeu vrea să se apropie de noi. El vrea să ne dea, să, să împartă cu noi binecuvântările sale. Chiar dacă toate aceste binecuvântări le primim de mâna Lui și El ni le dă fără să știm, El vrea să reverse mai multe binecuvântări. Chiar să împartă cu noi tot ce are. Dar, pentru că El ne știe și ne cunoaște, Tatăl nostru din cer, știe ce fel de inimă avem noi, știe ce fel de oameni suntem noi, știe și cunoaște intențiile sau înclinațiile noastre, atunci și Dumnezeu se folosește de anumite împrejurări să ne determine să venim. De ce ajunge în aceste situații câteodată mai extreme mai nedorite de noi câte câteodată. Știe că prin alte metode nu vrem să venim la el. Și atunci ne trimite o încercare mai serioasă. Adică ne trimite un foc care să ardă lanurile noastre. Adică ce mănânci, ce bei, ce, cu ce te îmbraci, cu ce te încalci, dintr-o dată se risipesc toate. Și atunci, de ce procedează în felul acesta? De ce ajunge Dumnezeu să, să lucreze într-un mod uh, neprietenos cu noi? Nu ne mai iubește? Vrea să ne pedepsească? Îl ura Absalom pe Ioab? Ce ziceți? Nu-l nu ura. Absalom nu-l ura pe Ioab. Și cu toate acestea, Ioab nu merge la Absalom. Dumnezeu poate să facă Dumnezeu poate să, să facă ce dorește El cu ce este al Lui? Întreb. Tot ce avem noi, tot ce ne înconjoară, este al nostru sau al Lui? Uh, ați reținut din descrierea câmpului sau, dacă vreți, orzul lui, este lângă al meu. Știți că împăratul, când face câte o porție, face prinților câte o porție și apoi și slujitorilor. Dar regele David, când împarte, când a împărțit, a dat așa, într-o ordine. Pentru el, pentru fiii săi, pentru slujitorii săi credincioși, unul lângă altul. Cu alte cuvinte, ce primim de unde este? De la Dumnezeu. Și când ars acel ors, era exclusiv al lui Ioab. Nu, era tot de la Împărat. Ceea ce primim noi nu vine de la tine? Deci, am putea pune aceasta, așa, într-un paralel. Tot ce primim noi este de la Dumnezeu. Iar acum, Dumnezeu vrea să ne... să ne despartă puțin de ceea ce ne-am legat noi mai mult, de ceea ce ne place mai mult, de ceea ce ne-am, eu știu, acomodat noi cu acea situație. Și atunci vine întrebarea. Ne uităm și punem o întrebare, este repetată de mai multe ori în Sfânta Scriptură, de ce mă lovești cu nuiaua ta? Și venim înaintea lui Dumnezeu și întrebăm, de ce mi se întâmplă mie toate astea, ca și când totul uh, dispare? De ce mie mi se întâmplă, de ce mi-ai dat foc lanului de ors? Bine, luăm anul de orz, dar fiecare dintre noi înțelegem o lipsa noastră sau o dispariție a ceva de la noi. Fiecare putem înțelege aici. De ce, Doamne, cu mine s-a întâmplat asta? Puține familii au parte de o perioadă lungă, fără încercări severe. Foarte rar o persoană scapă fără încercări. Pentru un timp așa mai lung. Cu o mână imparțială, nenorocirea bate atât la ușa palatului, cât și la ușa uh, bordeiului. Pentru ce toate acestea? De ce trebuie să vină încercări din acestea mai dure, mai severe, mai neplăcute pentru noi? Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 33. Dumnezeu nu ne căjește cu plăcere nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Atunci, dacă nu ne căjește bucuros și nici nu vede plăcere în aceste încercări, de ce vin? De ce? Pentru că Domnul ne cheamă de multe ori, iar noi nu venim. Lasă-ți sau vă rog, acum, în mintea noastră, în mintea dumneavoastră, să, să ne gândim câte chemări am avut din partea lui Dumnezeu și nu i-am dat uh, curs. De câte ori am spus în mintea noastră, de câte ori am făcut câte o mărturisire a păcatelor, Doamne, dacă mă scap și din asta, să fii sigur că eu sunt slujitorul tău. De câte ori. Uh, nu avem așa o părere înaltă despre noi, da, sunt într-adevăr cum trebuie. Dar dacă un înger ar veni înaintea noastră și ne-ar arăta nu filmul vieții noastre, ce a fost, așa, în viitor, mă, tu știi cine ești? Și dacă te las pe tine să-ți vezi cursul vieții, te-ai îngrozit. Credeți că dacă pe noi ne-ar lăsa Dumnezeu fără încercări și obstacole, fără bariere, ne-am dezvolta așa la superlativ? Vreau să citim un, un text din Cartea Regilor, a doua regi, capitolul 8. A doua capitolul 8, versetele 11 la 13. Este vorba de un proroc al lui Dumnezeu. Să citim acest verset. Omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns omul lui Dumnezeu, fiind Elisei, plânge în fața unui om. De ce plânge? S-a uitat la el. De ce plânge? Știa că acest om va face ceva pe care nici el nu bănuia că ajunge să le facă. Nici el, nu profetul, ci omul acela. Hazael a zis, pentru ce plânge Domnul meu? Și Elisei a răspuns, pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel. Vei pune foc cetăților întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerilor, vei zdrobi pe pruncii lor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Ce credea omul ăsta despre el? Nu voi face eu așa ceva, eu să fac așa ceva. Dar, dar eu nu fac așa ceva. Versetul următor. Hazael a zis: Dar ce este robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari? Și Elisei a zis: Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei. Întrebare. Credea acest om că va face lucrul acesta? Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că tu vei face. Acest om a ajuns să facă aceste lucruri atât de oribile și îngrozitoare? A ajuns? Credem că a ajuns? Sfânta Scriptură spune, a făcut așa. După cuvântul omului lui Dumnezeu, adică după cuvântul lui Dumnezeu. Acum ne întrebăm, dacă eu aș citi, eu personal, aș citi drumul vieții mele sau filmul vieții mele, să citesc așa ca un, un scenariu, ca o carte, dacă m-ar lăsa Dumnezeu pe mine, fără obstacole și fără frâne, aș ajunge ca acest Hazael? Ziceți, eu spun da. Dar dacă vă ați vedea filmul, ați zice, ca și Hazael, oricine altcineva cred, dar despre mine nu cred. Ați spune așa? Fiecare om are o părere înaltă despre el și crede că el nu a făcut, nu face și nu va face astfel de lucruri. Realitatea cum este? Tendința omului, cum l-a văzut Dumnezeu pe om? Către bine, da? Către rău. Toate gândurile, da, frate Benone, toate gândurile îndreptate spre rău. Și te mai miri de ce Absalom a pus foc orzului? Te mai miri? El avea un scop. Atunci, eu spun, dacă Domnul Hristos mă iartă, atunci și eu trebuie să-l iubesc. Dacă eu sunt beneficiarul tuturor îndurărilor, tuturor binecuvântărilor, trebuie să fac și eu ceva în măsura sau pe măsura bunătății lui. Totuși, nu am fost atât de ascultători. Nu l-am ascultat, nu i-am ascultat chemările. De câte ori a făcut apel Dumnezeu la inima noastră, prin Duhul Sfânt? Întoarce-te fiul meu, întoarce-te fiul meu. Ca și când drumul nostru este pornit așa către, către pierzare și Dumnezeu vede drumul, noi nu-l vedem, dar Dumnezeu-l vede și încearcă să ne oprească. Stai, oprește-te, vino, întoarce-te și noi credem, e exagerat, prea mult cere Dumnezeu. În psalmul 27 cu 8, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Apelurile vin direct la inimă. Dar inima noastră nu a zis întotdeauna, da, Doamne, fața ta o caut, așa cum spune în acest psalm. Din această cauză, pentru că nu vrem să căutăm fața lui Dumnezeu, nu auzim chemarea blândă, sau poate că o auzim, ca și Ioab. auzea chemarea blândă, dar nu dădea de curs. Auzim chemarea blândă al Domnului Isus, dar uh, ignorăm. Sau cel puțin avem ideea că vom da curs, dar mai târziu. Și vine necazul. Mai întâi sub o formă mai blândă. Uh, și acum pun întrebarea. Fraților, ne aflăm vreunul dintre noi într-un necaz? Avem, careva dintre noi, necazul nu înseamnă întotdeauna arderea câmpului, ci poate fi o boală, poate fi orice altceva prin care Dumnezeu poate să te îndrume, să te întoarcă la El. Dacă suntem într-un necaz, atunci este timpul să mergem la Dumnezeu la fel cum a mers și Ioab la Absalom. Iov, capitolul 10, versetul 12. Eu zi lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată pentru ce te cerți cu mine. Când ajungem într-un necaz, Iov, Iov, îl întreabă pe Dumnezeu și ar trebui să, să întrebăm și noi la rândul nostru, de ce te cerți cu mine? Și Dumnezeu vrea să ne cercetăm, să, să, vedem interiorul nostru, cum stăm. În Psalmul 139, versetele 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima. Dar vrem ca Dumnezeu să, să, ne cerceteze? Sau am vrea să ne lase cumva o pătrățică, un loc al nostru, fără să mai fie cercetat de El? Vezi dacă sunt pe o cale rea sau neplăcutăție. Și ia-mă de aici, după calea aceasta rea, și dumă pe calea veșniciei. Va trebui să ne luăm un timp special pentru umilință, pentru cercetare, pentru rugăciune și să lăsăm ca orice păcat să iasă afară, să, să îndepărtăm orice păcat. Dacă astăzi nu ai încercări, atunci cercetează-te. Să nu fie ceva mai bine să previi decât să tratezi. Mai bine să iei măsurile de siguranță înainte să se întâmple, că e mult mai greu după aceea. Psalmul 119, versetul 71. Este spre binele nostru, spre binele meu, că mai smerit ca să învăț rânduielile în tale. De multe ori, chiar din copilărie, și majoritatea care suntem aici, din copilărie am avut această chemare din partea lui Dumnezeu. Rugăciunile părinților, ale mamelor, rugăciunile taților, rugăciunile publice din adunare, predicile, eu știu, orice altceva au pătruns în suflet și ne-au determinat la un moment dat să zicem da, aleg calea aceasta aleg drumul acesta de multe ori o cântare, o poezie ne-a făcut așa inima să tremure să vibreze să, să luăm decizia aceasta da, Doamne, voi urma pe căile tale dar după aceea Neglijăm, să nu spunem am refuzat. Neglijăm. Lăsăm ca această chemare a, a lui Dumnezeu să rămână mai pe urmă, mai în urmă sau de mai puțină importanță. Mâinile pline de har, de milă ale Domnului Isus au fost întinse, numai că noi nu le-am luat în seamă. Am avut chemări din partea cuvântului lui Dumnezeu, din Biblia noastră pe care am primit-o cadou, ca din Biblia cu ilustrații de copii. Zelul Sfânt nu este stins de tot, dar prin asta arată că Dumnezeu încă ne poartă de grijă. Sunt încă inimi care se roagă, inimi calde care se roagă pentru noi, pentru copiii noștri, pentru părinții noștri. Sunt oameni care plâng, ochi care plâng. Și cu toate aceste eforturi, efortul nu este cel dorit sau așteptat. Mulți sunt străini față de Domnul Hristos. Și acum, dacă acele mișloace blânde, prin cuvânturi scrise, prin poezie, prin cântare, prin atmosfera fraților, prin rugăciuni, nu dau uh, roade, ce urmează? Care este. Partea următoare, dacă de cuvânt nu auzim, dacă aceste mijloace blânde nu au efect, poate să folosească și alți factori. El va folosi mijloace mai dure. Și dacă nu, nu ajung cuvintele, este un cuvânt foarte greu și anume lovitura. Nu sunt adeptul acestei lovituri. Dar știți ce spune cuvântul inspirat? Evrei, capitolul 12. Nu ne place, dar se ajunge aici. Evrei, capitolul 12, versetele 5 la 11. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești n-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de, de pace a neprihănirii. Ne plac pedepsele? Nu! Când auzi de pedeapsă, te irită! Fie că ești copil sau matur, pedeapsa nu este binevenită. Dar, cu toate acestea, spune că Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Oare exagerează Dumnezeu? Ne trimite mai mult decât trebuie, mai mult decât ne trebuie? La un moment dat, spune El, care a cântărit munții, va îngădui ca peste noi încercările să ne doboare, spune că nicio încercare nu va veni peste puterile noastre. Ba împreună cu ispita ne-a dat și ce scrie acolo? Scăpare, mijlocul și puterea să ieșim din ele. Dar ce se întâmplă cu legile, cu sfaturile pe care le-ai călcat deja? Ce se întâmplă cu promisiunile pe care le-ai făcut lui Dumnezeu? În anumite condiții, la botez sau în anumite încercări grele. Cum le aduci la îndeplinire? Înseamnă că am mințit pe Dumnezeu. Și promisiunea nu este îndeplinită. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cei lepădați, scriem Psalmul 73, versetele 4 și 5. iată ce spune în acest sal. În adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat cu grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Iată că ceilalți pierduți deja n-au încercări și până la moarte nimic nu-i tulbură. Dar vreți să fim tulburați sau ne tulburați pe pământul acesta? Vreți să fim încercați sau neîncercați pe pământul acesta? Preferați să fiți loviți și spunea cineva, eu mă bucur când sunt lovit, mai bine biciuit în drumul către cer decât în șaretă spre iad. Înțelegeți? Mai bine pe drumul crucii, dar să ajung la cer decât în șaretă, fără niciun fel de, eu știu, suferință, dar să merg în iad. Încercările spun, vino, din partea Domnului Isus, continu. Nu-l putem, nu putem veni, nu-l putem vedea pe Domnul Isus dacă Duhul Sfânt nu va folosi încercările pentru a ne aduce. O femeie a pierdut un ban scrie Sfânta Scriptură. Și ca să găsească acel ban, a trebuit să, să întoarcă casa, să nu rămână un loc necercetat, necurățat, ne, eu știu, așezat. Și a găsit acel, acel ban pierdut. Fiul rătăcitor, fiul pierdut, a plecat de acasă. A trebuit să treacă printr-o foame cumplită, printr-o cădere, din punct de vedere nu? și moral, deosebită să înțeleagă un lucru. Să înțeleagă că dragostea biruie totul. Foamea l-a împins. Foamea l-a determinat să se întoarcă la Tatăl Său și să spună ce a spus. Ce urmează acum? Dacă Dumnezeu a trimis în repetate rânduri să ne întoarcem către El, ne-a chemat cu vorbe frumoase. Poate pentru unii dintre noi au venit încercări. Ce urmează să fie făcut cu mine sau cu dumneavoastră? Osea, capitolul 11, versetul 8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca admei? Cum să te fac ca țeboimul, mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Nu ne lasă Dumnezeu. Și Dumnezeu nu renunță la noi pentru păcatele noastre. El insistă. Ne lasă să rânim la porci. Ne lasă să mâncăm cu porci. Dar chemarea este încă. Preferabil este să nu ajunge acolo. Și Dumnezeu te cheamă în drumul către porci. Vino, fiul meu. Dar dacă trebuie să treci, dacă tu îți asumi această responsabilitate să mergi la porci, te lasă. Dar și de acolo te cheamă. Inima îndurării încă strigă de pe tine, după tine și după mine. Întoarce-te. Întoarce-te chiar acum. Domnul să ne ajute ca să facem această întoarcere acum. Cât nu este prea târziu și când n-au venit toate încercările de întoarcere din partea lui Dumnezeu, pentru că El nu ne lasă. Dumnezeu nu ne va lăsa. Chiar dacă trecem prin încercări, El va fi cu noi. Să ne ajute Domnul să nu uităm această dragoste a Domnului Isus și textul cu care am început: Caută de vină curând la mine, să-l luăm ca din partea lui Dumnezeu, ca să ne întoarcem curând, astăzi și acum. Amin.